Salutare și bine ați venit! A venit momentul unui nou episod cu Ursul, cu BMW E30. Azi avem de lucrat la o mică părticică. Azi avem de făcut motorul, mai exact. Mai are sens să lungim treaba sau mergem să băgăm, de fapt nu băgăm mașina, că mașina e la vopsitorie. Azi băgăm motorul, hai! Bună treabă! Bine. Au fost schimbați ori? O, sunt original, cred că au fost schimbați. Nu arată bine, nu arată rău. Aproape nu. Tiplă. Da, bine cu geneții. Bine, cred că au fost schimbați. Aici? Asta reacția le aici, nu la mijloc. Da. Deci... La tine ai ieșit cu ulei? Da. De unde? Din baie, nu? Da, aici. Era mea. Asta de ulei era aici, asta de compresie era aici, asta de foc era aici. La tine? 1, 2 și al treilea. Deci erau, se întâlneau, erau la acolo, la un drum de casă. Una, două aliniate și al treilea aici. La tine acolo, asta... Am una, două deja, una lângă alta și una aici. Eu l-am pus aici, de ulei, focul. Relativ bine, compresia relativ nu prea bine. Bine ați venit astăzi în emisiunea noastră, vă prezentăm un bloc. Motor? Uh-huh. Nu bloc de la cu cas, bloc motor. Bloc de motor. Da, bloc de motor, da. Și... să-l facem să arate cum arăta mai devreme. Mm-hmm. Un pic mai bine îmbunătățit, adică na, vizual. Da. Și avem aici niște piese boxing. Da. Abia au venit. Beneficia de un unboxing. Abia au venit de la prietenii noștri. Aha.
elegant. Thank you.
Mi-a trimis cutia cu... Ia uite, o, pus bilul. Acestea fiind spuse, motorul este aproape gata, mai sunt câteva garniturile de venit. Dacă vrei să fii la curent și să vezi cum o să arate mașina când o să ajungă înapoi de la vopsitorie și să vezi și cum o să punem motorul și cum o să punem jantele și cum o să punem suspensiile, cum o să punem... Așa? Urmărește-ne și pe noi și pe cei de la Superbet România pe toate rețelele sociale, le aveți aici. Și până data viitoare, pa, pa!